În România lui 2017, într-o capitală europeană, există oameni care nu au, repet, nu au ce mânca. Și mai grav este că vorbim de 3 copii pe care părinții i-au lăsat în grija bunicii și duși au fost. Asta se întâmpla în urmă cu 7 ani. De atunci, cei mici trăiesc de pe o zi pe alta din pensia de 520 de lei a bunicii bolnave și care nu se poate deplasa. Pentru ei, cartoful este alimentul suprem, iar banala pizza doar că visează că o vor gusta vreodată. În cele din urmă, urmează să vă spunem o poveste tristă care vă avertizăm că vă poate afecta emoțional. Neputință. Asta se citește în ochii bunicii Rodica, cea care se străduiește lună de lună să-și crească cei 3 nepoți pe care fiul și Nora i-au abandonat în urmă cu 7 ani. A venit pe o martie cu ei, în 2011 pe 2 martie, și de atunci au rămas copii aici. Au fost micuți, asta mică avea un an. Și v-ați descurcat? Da, m-am descurcat. La mică dă un an, la altă avea 3 ani, ăsta la altul 5 ani. Deci m-am descurcat. Însă acest lucru e aproape imposibil în condițiile în care copiii nu primesc alocație, iar toți banii lor îi reprezintă pensia femeii, în valoare de numai 520 de lei. Se duce aproape toată pe utilități. Rar mai rămâne câte ceva pentru mâncare. Pe 12 au pensia. Și până pe 12 câțiva mai un leu și câțiva bănuți. Au frigider, dat de un om cu suflet, dar este în permanență... Gol! Bate vântul. Azi ce le dați copiilor? Cartofi. Cartofi? Am câțiva cartofi acolo jos. Și le fac cartofi și le dau să mănânce. Orică le fac o tocăniță, orică le fac ceva, le fac. Și seara? Seara, să-i împrumutează. Dacă mâncăm și seara, mai avem mâine. Doar o dată pe zi? Atât, atât. Și mâine ce mâncăm? Tot cartofi. Când mai avem? Cartofi, cartofi și iar cartofi. În ultimul timp, pentru că este destul de ieftină, mai mănâncă din când în când și varză. Copiii nu se gândesc prea des la mâncare, iar dorințele lor sunt lucruri banale pentru cei mai mulți copii de vârsta lor. Să merg la mare și să avem ce să mâncăm. Asta, spre exemplu, și rechizite. Asta, spre exemplu, ce ați mâncat? Păi cam nimic. Nimic? Păi ora prânzului, e ora 12. Și n-ați mâncat nimic, nu-i așa? Și așa e în fiecare zi? Da. Și nu vă gândiți că, la fel ca orice alt copil, nu au și ei pofte. Nu vă gândiți la telefoane și tablete, ori jucării scumpe. Au văzut la televizor, i-au auzit pe alții și ar vrea și ei să mănânce pizza. Pizza. Pizza? Ați mâncat vreodată pizza? Pizza. Tot pizza? Și tu? La fel, tot pizza. Tot pizza. Bine, deci am înțeles. Vreți pizza. Nu dulciuri? Nu vă plac dulciurile? Da. Da? Îmi place mai mult dulciurile. Mai mult dulciurile? Fructele. Umblat cu câteva ingrediente pe deasupra reprezintă un adevărat lux pentru cei 3 frați, care trec la vârsta lor prin probleme mult prea dure, chiar și pentru un adult. Bunica are 62 de ani, însă și mai multe greutăți. Se deplasează foarte greu, iar un cărucior i-ar ușura cu mult viața. Dă masa încoace, dă masa încoace. Mă bazez pe masă. Bolnavă și bătrână, femeia nu știe ce o să se întâmple cu Alexandru, Rebecca și Maria. Când am ieșit de un an și ceva din casă, că nu mai pot. De ce v-am suferit? De oase. Am artroză din artroză, coxartroză, osteoporoză, tot ce e legat de os. Așa mă gândesc că dacă mor, ce fac copiii?